Bună seara și bine v-am regăsit la săptămâna comentată în 30 de minute, împreună cu invitatul nostru permanent, domnul Șomoli Otilă, căruia îi spunem bună seara și bun venit. Bună seara și dumneavoastră și invitaților Teleplus. O serie de evenimente au avut loc și în această săptămână, care tocmai se încheie, și o să începem cu evenimentul de luni, când a avut loc o primă ședință extraordinară din săptămâna în curs, pe ordinea de zi fiind dezbătute 11 proiecte. Disputele au pornit în momentul când consilierii au discutat proiectul privind aprobarea încheierii contractului de susținere financiară între municipiul Baia Mare și Clubul Sportiv Municipal, respectiv echipa de rugby CSM Știința. Vreau să ne spun ce s-a întâmplat și dacă acest episod a avut și o continuare. Doamna Șvab, cu certitudine sportul trebuie sprijinit, este un mod de viață, este un mod prin care un om care muncește 5 zile sau 6 zile pe săptămână își completează viața socială. Dar într-un oraș care se află într-o mare nevoie financiară, într-un oraș în care există resurse bugetare extrem de reduse și se lucrează pe o finanțare de avarie în domenii extrem de importante, a te apuca să risipești banii publici pentru a finanța un club care este finanțat de Consiliul Județean și de Federație și care este patronat de către un deputat care face lobby și în sensul obținerii de bani și de la primărie, mie mi se pare, dacă nu ilegal, cel puțin imoral. Da, a fost prima ședință de luni, data de 27, și vă spuneam la un moment dat și am scris despre asta, cu siguranță că majoritatea membrilor care fac parte din Consiliul Local și au fost aleși pe listele coaliției, au o problemă. Ori li s-a făcut o trepanație, ori li s-a spălat creierul, ori li s-a eviscerat coloana vertebrală. Pentru că eu nu mai înțeleg ce fac acești oameni care clamează pe de-o parte marea lor dragoste pentru comunitate și grija și interesul, pentru ca peste 3 zile să vină cu un alt repertoriu total schimbat, ca și cum ar fi aterizat de pe Marte și au intrat într-o anumită problematică. În data de 27, prin vocea consilierului Ardelean, care este speakerul acestei onorabile entități care se numește Grupul Coaliției, au menționat că nu doresc alocarea sumei de 2 milioane de lei, aproape 500.000 de euro, echipei de rugby a clubului CSM Baia Mare și că autoritatea locală ar trebui să se concentreze pe două direcții cu această sumă. Să aloce o parte din bani echipelor de handbal masculin și feminin, formații care aparțin clubului de drept public CSM Minaur Baia Mare, iar cealaltă parte, citesc pe domnul Ardelean, pentru că în momentul de față s-au identificat probleme privind starea deplorabilă a drumurilor, curățenia și întârzierea proiectelor de dezvoltare a unităților școlare, aleșii coaliției pentru Baia Mare își doresc dirijarea sumelor către aceste capitole. Am închis citatul. Clar, corect, cu subiect și predicat. Asta s-a întâmplat în 27. În perioada 27-30, liderul, liderii, liderașii coaliției s-au întâlnit pe la nu știu ce ocazii și în urma unor negocieri avute din informații care nu le pot proba, dar cu siguranță sunt certe, inclusiv cu domnul deputat Matei, nu știu cum a fost spontat săptămâna asta domnia sa la Parlament, cum își justifică salariul pentru săptămâna aceasta, s-au întors în data de 30 și fără să mai spună nimic, uitând ce au spus cu 3 zile înainte, au aprobat această sumă să fie alocată către clubul de rugby. Nu contează stadionul de atletism unde sunt lucrări de făcut, nu contează celelalte baze sportive care au fost trecute în subordinea ce seminau și care arată deplorabil, important este că acest grup obedient a determinat alocarea acestor bani către un club de sport privat care nu aduce niciun fel de câștig cuantificabil pentru comunitate, ci pentru un grup de oameni, pentru o persoană și pentru o glorie atât de efemeră a sportului. Acesta este Consiliul Local Baia Mare. Aceștia sunt oamenii care muncesc și reprezintă interesele băimenilor. Dumneavoastră vi se pare că ei fac asta? Mie nu. E foarte interesant ce s-a întâmplat și ce ne relatați. Nu știu cum a fost posibil așa ceva. Mergem mult mai departe cu altă știre, pentru că nici în Sighetul Malmației nu a fost liniște. Biroul politic local PNL Sighet, format din 59 de persoane, a înaintat o scrisoare către președintele interimar al PNL, Raluca Turcan, prin care cere demiterea Comisiei de Organizare a Alegerilor Interne PNL Maramureș, condusă de președintele interimar Călin Botea. Încă o revoltă în PNL Maramureș, despre asta este vorba și dacă da, ceva urmă. Vă spuneam când am analizat vizita doamnei Turcan și a domnului Bușoi că lucrurile nu se vor liniști. Că numirea acelui organism, Consiliul de Organizare a Alegerilor Maramureș,
a fost contestat din start și nu doar de către doamna avocat Unișa de la Sighet, care era președinta organizației Sighet, ci și de către alți lideri ai PNL Maramureș de la diferite unități administrative teritoriale, unde sunt primar sau consilier local. Vă spuneam atunci că din punctul meu de vedere a fost din nou un demers autoritar excesiv. Doar că în situația creată, și spun și astăzi același lucru, domnul Bota este, în opinia mea, Călin Bota, persoana cea mai indicată să gestioneze această situație. Doar că de atunci lucrurile au luat-o un pic razna. Mai exact, datorită modului în care președinta PNL Sighet s-a manifestat vis-a-vis de această entitate care conduce în acest moment filiala Maramureș, ei s-au adunat și scriau un coleg jurnalist la ceas de seară, că așa se întâmplă lucrurile, au decis să dizolve biroul politic local Sighet, respectiv să îi retragă doamnei avocat Onișa, această Ivașcu, această demnitate de președinte al PNL Sighet. Ei bine, ce au făcut oamenii de acolo? Biroul politic local Sighet, reclamând decizia numărul 3, s-au adunat și au decis să conteste această hotărâre luată către Comitetul de Organizare Maramureș la conducerea centrală a partidului. Ei spun că s-au încălcat obligațiile statutare, respectiv această comisie și-a depășit atribuțiile delegate care erau cu prioritate pentru a gestiona activități curente și a pregăti alegerile care urmează să aibă loc. Nici de cum să se apuce să dizolve organisme ale partidului, nici de cum să înceapă o frondă împotriva unei persoane, membru a Partidului Național Liberal, care are curaj să spună altceva decât îi se ordonă. Lucrurile nu se vor potoli așa, deci nu vor rămâne așa, cei de la Sighet nu se vor potoli pentru că sunt moroșeni și au un pic de demnitate. Cu siguranță va escalada situația și starea de fapt de acolo și ne vom trezi că onorabila organizație PNL Maramureș, condusă de oameni remarcabili de-a lungul timpului, va dispărea în neant. Pentru că după acea fuziune ca absolut ilară și de factură incestoasă între PDL și PNL, a fost clar că marele și gloriosul partid istoric se îndreaptă spre un dezastru. De ce s-au întâmplat aceste lucruri? De ce a reacționat așa acest comitet de organizare? Pentru că doamna avocat Ivașcu și-a anunțat intenția de a candida la președinția PNL Maramureș. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă doamna avocat ar ajunge președintă și toți cei care sunt în grupul vocal băimărean și nu contesc în acest comitet sunt și oameni onorabili. E domnul consilier Covaci, e domnul avocat Niculescu, sunt și alții. Dar pe de altă parte, de ce nu vrem să înțelegem că fără democrație internă, fără libertate de exprimare și mai ales fără să ne spălăm rufele murdare în public, nu facem decât să alterăm, dacă nu să atentăm, la imaginea unui partid care și așa este în prăbușire liberă. Avem și manager nou la Muzeul de Etnografie. Recent s-a finalizat concursul pentru numirea managerului la Muzeul de Județean de Etnografie și Artă Populară din Baia Mare, instituție din subordinea Consiliului Județean Maramureș. Iar noul manager al muzeului este doamna Monica Mare, care a obținut postul după proba interviu, devansându-l astfel pe Marcel Lazar Cosmuța, care obținuse notă mai mare la proba scrisă. Este un rezultat discutabil și contestat de o parte a presei și de ce? Nu știu, mai nou există această stare permanentă de contestare vis-a-vis de orice ce se întâmplă în spațiul public. Eu nu pot să spun dacă a fost concursul corect. E clar că celălalt contracandidat a obținut un rezultat mai bun la proba scrisă. Că la interviu doamna Mare a bine meritat mai mult, a fost decizia acelei comisii de examinare. Dar noi contestăm orice fel de achiziție publică, noi contestăm orice fel de numire, noi contestăm orice fel de lucru care se pare că nu este conform aprecierilor noastre sau așteptărilor noastre. Dacă există nereguli, ele trebuie probate. Și dacă există nereguli, atunci toți cei care sunt, inclusiv la conducerea județului, inclusiv domnul Zetea, vor trebui să răspundă. Dar a pornit din start cu ideea că doamna Mare nu este corespunzătoare, mi se pare o greșeală. Haideți să vedem cine este doamna Monica Mare. Căsătorită, are 2 copii, are o casă și un apartament în Baia Mare, un teren în Baia Mare, un credit și o mașină din 2004. Este absolventa Facultății de Istorie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, deci are pregătirea profesională de care cineva face caz în mod excesiv, că nu poți fi competent fără patalama.
Are un studiu, are studii de masterat în dreptul omului și drept administrativ. Lucrează ca inspector la Consiliul Județean Maramureș din anul 2002 în cadrul Direcției Juridice Administrație Publică, Compartiment Educație, Sănătate, Asistență Socială. Și din acest punct de vedere nu văd ce i s-ar putea reproșa decât probabil prestația la proba scrisă și suspiciuni rezonabile, zic eu, vis-a-vis de ceea ce înseamnă interviul ăla. Pe de altă parte, haideți să vedem cum s-a ajuns aici. Directorul care a fost ani de zile și a condus această instituție, Muzeul de Etnografie și Folclor, a plecat în pensie. Consiliul Județean a numit un director interimar în cadrul universitar, care știm foarte bine, în urma unui eveniment regretabil care a transpirat în presă, a fost demis și a trebuit să se ajungă, după numirea ca interimar doamnei Mare, să se procedeze la un concurs. Până în momentul în care se va dovedi că doamna Mare ar fi incompetentă sau că concursul nu ar fi corect, eu zic să-i acordăm prezumția de competență și de onestitate. Sunt noutăți și de la Aeroportul Internațional din Baia Mare. În cadrul unei conferințe de presă, Dorin Buda, directorul Aeroportului Baia Mare, a făcut public faptul că lucrările de modernizare și extindere a pistei au fost finalizate. Valoarea totală a proiectului este de 85.130.406,95 lei, lucrările fiind executate din banii firmei constructoare, urmând ca, etapizat, Consiliul Județean Maramureș să deconteze întreaga valoare. Când credeți că va începe să opereze aeroportul și ce alte probleme mai sunt? Doamna Șoab, m-am întâlnit cu onorabilul domn fost subprefect, director general actual Buda, la aniversarea 7 ani de la înființarea ZiarMeme. Domnia sa spunea cu un umor, care l-am apreciat la momentul respectiv, că va veni într-o emisiune și la mine, în momentul în care va putea să spună niște lucruri concrete, preferă să fie înjurat odată decât să fie înjurat în fiecare săptămână, l-am citat. Lăsați invitația domnului Buda, l-așteptăm la Puterea Cetățeanului să vedem acest proiect în ce situație se află la modul foarte real și haideți să nu vindem blana ursului din pădure înainte să fie avut ursul în cătare. Da, s-au executat lucrările în special la ceea ce înseamnă pistă. Adică un an și jumătate s-a lucrat, pista a fost prelungită cu 380 de metri, există tot felul de măsurători și determinări vis-a-vis de calitatea materialului. Atenție, vorbim despre o pistă pe care aterizează sau și vor ateriza avioane care au o anumită greutate și nu ne putem juca ca și în Baia Mare, tragem un covor de 2 cm, se crapă și avionul intră și hârdâcă un pic și ocolește gropile. S-au mai făcut lucrări în ceea ce înseamnă relocarea albiei pădurii Bărița, câteva construcții de drumuri noi prin împrejurime, s-au defrișat niște păduri, dar încă mai știm că sunt lucrări de făcut și domnul Buda spune foarte onest, avem de executat lucrări adiacente, împrejmuirea cu garda întregii suprafețe din jurul pistei, dar că avem problemă cu un teren pe care trebuie să-l trecem în proprietatea aeroportului, plus alte dotări legate de aerogară. Doamna Șoab, de ce ieșim iarăși în mod festivist și facem conferințe de presă și începem să ne batem cu pumnii? Proiectul aeroportului Baia Mare este terminat. În condițiile în care, da, tu ai făcut pista, dar încă n-ai împrejmuit și nu ai autorizație, nu să primești autorizație de funcționare dacă nu este împrejmuit perimetrul, pentru că nu se poate când îți aterizează și decolează avioane, ție să-ți intre gâște, porci sau vaci, sau porci mistreți. Există niște reguli vis-a-vis de ceea ce înseamnă dotările tehnice, mai trebuie făcute calibrări, plus trebuie avize și autorizații pentru funcționare. Dânsii deja au început să spună că suntem în negocieri cu tot felul de firme de low cost, vom avea o firmă de low cost și vom începe să zburăm, presupun dânsii de la sfârșitul lunii mai, către Paris, Londra, Madrid, Barcelona și Roma. Nu-ți vrea să pun pareu pe postul meu aici, dreptul de a face emisiune, că la sfârșitul lui mai aceste avioane nu vor decola spre Paris. Dar m-aș bucura, sincer. Până atunci, haideți să fim rezonabili. Iar marea problemă a finanțării acestui aeroport, gândiți-vă, executantul a făcut din bani proprii. Se stabilesc niște termene și se eșalonează. Dacă nu respect termenul, apar penalități. Tare mă tem ca nu cumva în final, când vom reuși să plătim această lucrare, unul la mână aeroportul nu se va mai numi Aeroport Internațional Baia Mare, ci Aeroportul Internațional Maramureș, alte aprobări, alte modificări, alte protocoale cu un aeroport care se află într-un circuit internațional, nu schimbă ziua, adică denumirea astăzi este Schwab, mâine și omul, adică așa vrea cineva, și s-ar putea să plătim 150 de milioane valoarea lucrărilor în final, pentru că nu vom fi destul de bărbați să plătim la timp și în plus, din ce bani?
Deci, un pic de prudență. Vorba lui Traian Băsescu, mai ușor cu pianul pe scări. Continuăm cu știrile naționale care o duc în atenție pe Elena Udrea, a fost ministru al Turismului și Dezvoltării, care a fost condamnată printr-o decizie în alte curs de casație și justiție la 6 ani de închisoare pentru luare de mită și abuz în serviciu în dosarul Galabute. Sentința nu este definitivă și va fi atacată de avocații lui Udrea la completul de 5 judecători. O pedeapsă mică sau normală, cum mi se pare? Ce comentarii este în acest sens? Eu spun ce spun procurorii. Procurorii spun că este enorm de mică. Doamna Udrea spune că e nevinovată. Avocații dânsei au atacat deja sentința. Este un proces imens, un proces în care au fost folosiți și deturnați bani publici. Ce căuta un minister al dezvoltării sau turismului să se implice în organizarea unei gale profesioniste de box? Că ar fi sponsorizat în condiții legale o asemenea manifestare, înțeleg. Dar de acolo până la a face ca și un fel de bal al prințesei Udrea, în care dânsa ieșea în lume, unde toată lumea ovaționa și wow, avem și noi o persoană, un politician român blondă și ravisontă care face și sport de genul ăsta, mie mi se pare că a fost exagerare. Că instanța sau completul cu 5 judecători va mări sau nu pedeapsa este altceva. Cert este că unii au fost exonerați, cum este fostul ministru Ariton. Alții au primit cu suspendare și eu nu înțeleg pentru o persoană găsită vinovată de fapte de corupție. Să dai pedeapsă cu suspendare mi se pare o insultă. Nu vreau să critic deciziile instanței. Instanțele sunt suverane. Nu sunt jurist, n-am experiență în practică. Dar odată ce ești găsit vinovat, de ce să ți se dea o pedeapsă cu suspendare? Am scris într-un editorial, aș vrea ca pedepsele pentru corupție să înceapă de la 20 de ani. Aș vrea ca aceste pedepse prin lege să nu poată fi reduse. Aș dori să se dea pedeapsa cu suspendarea într-un singur caz, doamna Schwab. Când omul găsit vinovat, returnează toți banii care s-au probat că i-a furat, evazionat sau primit ca mită și să primească o asemenea amendă penală încât să nu-și mai poată pune niciodată fundul într-un fotoliu ministerial. Mai mult decât atât, să fie exclus pentru totdeauna din viața publică. Ce e pedeapsă cu suspendare? Haideți să fim oameni serioși. Cât privește scandalul din Alde, acesta s-a finalizat cu retragerea sprijinului politic pentru Daniel Constantin, rezultat de care a luat act premierul Grindeanu, care după consultarea coaliției politice a decis să propună pentru nominalizarea ca vicepremier și ministru al mediului pe doamna Grațiela Gavrilescu. Cum comentați această propunere și ce va face președintele Iohannis în opinia noastră? Alde se află într-o stare de sevraj. Ca și o persoană care folosește droguri sau substanțe interzise și nu și-a la timp medicația în ghilimele. Alde a luat o raznă, un partid care conjunctural lipit de PSD a ajuns să devină partid parlamentar, având ca șef un liberal care a navigat prin toate nișele liberale posibile, un om care, onorabil la prima impresie, este de asemenea președinte al Senatului și inculpat într-un proces pentru mărturie mincinoasă, ce rușine. Și al doilea, Daniel Constantin, un fel de mascotă inventată de familia Voiculescu, care pe linia Partidului Conservator a ajuns să se înfiripe pe aici pe acolo și care, vă spuneam, mie mi-a provocat greață în momentul în care guvernul Grindeanu, proaspăt instalat, trebuia să gestioneze situația furtunilor de zăpadă din țară, iar el, onorabilul ministru, s-a dus peste hotare la schi. La ALDE nu va fi liniște și această metodă de decapitare, cine nu-i cu noi împotriva noastră, metoda stalinistă, nu va da rezultate și ALDE presupun că va avea mari probleme în viitor dacă nu cumva se va sparge. Haideți să vedem cine este doamna Grațiela Gavrilescu, nou vicepremier, pentru că nu este o funcție de aici coleană, e un subsecretar de stat. Doamna Gavrilescu a absolvit în 1989 Facultatea de Tehnologie Petrochimică, Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești, o universitate prestigioasă. În perioada 1990-1994 a fost inginer chimist, tehnolog, după care din 96 până în 2000 a fost director general al acelei societăți, se vorbea de societatea Arpa Corea Sabukov, care se ocupă de anvelope. În perioada 2003-2004 a fost președintă a PUR Ploiești, PUR fiind acel partid care tot cu Voiculescu s-a lansat. Din 2004 ea a migrat către PNL și a fost membru al PNL Prahova. În 2011 vicepreședinte al Uniunii de Femei a PNL. Ulterior a migrat din nou doamna Gavrilescu către
PLR, adică Partidul Liberal Reformator al domnului Popescu Tăriceanu. Ce îmi place totuși la domnia sa, pentru că fiind ministru cu, până în prezent, ministru cu relația cu Parlamentul, are o retorică destul de corectă, are o relație inteligentă cu presa și se vede clar că are experiența în administrație, dovada fiind și faptul că în perioada 2004-2007 a fost viceprimar al municipiului Ploiești, deputat în două legislaturi, 2008-2012, 2012-2016, iar anul 2014, doamna Grațiela Leocadia Gavrilescu, ăsta e numele ei dânsă întreg, pe atunci membra PLR, a fost desemnată pentru funcția de ministru al mediului, apelor și pădurilor. Adică o femeie care și-a făcut o carieră profesională, a intrat în politică, a făcut administrație la nivel local, a fost parlamentar și a ajuns ministru. Eu cred că ăsta este parcursul normal al unui politician care accede într-o funcție publică importantă. Ce va face domnul președinte? Eu nu m-ați întrebat? Da. Nu va nominaliza, pentru că nu are niciun motiv să nu o nominalizeze. Are alte defecte domnul președinte, dar nu e nici misogin, nici de altă factură. Vreau să vorbim și despre vizita prințului Charles, care a sosit miercuri la București pentru a vizita oficial 3 zile România, interval în care a avut întâlniri cu președintele Klaus Iohannis, premierul Sorin Grindeanu, patriarhul Boris și Casa Regală a României. Este o vizită oficială a moștenitorului tronului Marii Britanii după 19 ani și vreau să ne spuneți în ce context și cu ce obiective. Despre prințul Charles se știu o mulțime de lucruri. În primul rând că este un împătimit al peisajului românesc. El este un drumeț. A venit în țara noastră încă din primii ani ca vizită privată. I-au plăcut acele frumoase peisaje și zone rurale și a cumpărat mai multe proprietăți, a venit și a vizitat periodic acele proprietăți și s-a dovedit a fi un mecena, adică a investit în sensul că a sprijinit tot felul de organizații și fundații prin acte caritabile, fără a urmări imagine sau altceva. Dar faptul că după 19 ani, în momentul când s-a declanșat Brexit-ul, prințul moștenitor al coroanei Marii Britanii vine în România, nu este o întâmplare. Putea să vină în vizită oficială peste un an, peste 6 luni sau acum 6 luni. A venit cu un scop. Dar haideți să vedem cine este onorabilul prinț Charles de Wales. Numele complet este Charles Philip Arthur George Mountbatten Windsor. Este născut în 14 noiembrie 1948, este moștenitorul tronului Regatului Unit, fiul reginei Elisabeta a II-a Marii Britanii și a soțului ei, prințul Philip, duce de Edinburgh. Are 2 copii, e vorba de prinții William și Henry, proveniți din căsătoria cu Diana Spencer, știți, celebra Lady Di, de care a divorțat în 1993, fiind actualmente căsătorit cu Camilla Parker Bowl, o prietenă din tinerețe, o mare dragoste la care domnia sa s-a reîntors. Prințul Charles este licențiat al Universității Cambridge, unde a studiat antropologie, arheologie și istorie. În 1971, în martie, s-a înrolat în cadrul forțelor armate, e o tradiție în familia regală, a făcut mai întâi stagii în forțele aeriene, unde a obținut atestat de pilot. Apoi, în septembrie 1971, a început cariera în Marina Regală, unde a rămas până în 1976. În prezent, are grad de mareșal al forțelor terestre și al forțelor aeriene și este amiral al flotei forțelor navale din Marea Britanie. El este interesat de o serie de probleme umanitare și sociale, a fondat The Prince's Trust în 1976 și sponsorizează mai multe organizații caritabile și de altă. Militează pentru agricultura ecologică, pentru medicina alternativă și încearcă să sensibilizeze populația cu privire la schimbările climatice care au loc în lume. În 1989 a publicat o carte despre rolul arhitecturii, societatea și conservarea clădirilor istorice, intitulată A Vision of Britain. A cumpărat mai multe proprietăți, cum vă spuneam, este un prieten al României. Eu cred că Alteța Sa Regală, pe lângă faptul că s-a întâlnit cu președintele și premier, a vrut să transmită un mesaj al Casei Regale de echilibru, pentru că poate vom comenta mai încolo ce înseamnă declanșarea Brexit-ului. Marea Britanie dorește să aibă o relație prietenoasă cu cât mai multe din cele 27 țări ale Uniunii Europene. El este o persoană extrem de carismatică, o persoană de o modestie și de o decență ieșită din comun. A încercat să meargă peste tot, a fost la președinte, a fost la guvern, a fost la Patriarhul Bisericii Ortodoxe, s-a întâlnit cu prințesa moștenitoare a Casei Regale de România, a fost să viziteze Muzeul Statului. Deci, una peste alta, a fost o
vizită oficială cu un scop pe care sunt convins că Alteța Sa l-a îndeplinit. Parcare a cumpărat proprietăți și aici în zona noastră? Se vorbește și despre așa ceva. El iubește tot ceea ce este rustic, tradițional. El ar dori să țină satele în forma tradițională, nealterată, fără ingerința modernismului, pentru că așa ceva spune Alteța Sa Regală, în Marea Britanie foarte rar se mai găsește sau aproape deloc. Avem doar 4 minute până la final și încă 3 știri. Pe scurt, să ne spuneți despre următoarea știre. Laura Căduța Chioveș și procuror șef DNA și Augustin Lazăr, procuror general al României, au fost evaluați de ministrul Justiției Tudorel Toader pentru implicarea lor în cercetarea guvernului privind emiterea ordonanței de urgență numărul 13 din 2017, cercetare considerată ca fiind lipsită de legitimitate de Curtea Constituțională. Cei doi au scăpat cu un avertisment, dar li s-a pus în vedere că revocarea lor poate interveni oricând o asemenea decizie, ținând cont doar de existența unei viitoare oportunități. De ce a fost nevoie de această evaluare, de ce s-a urmărit și de ce nu au fost demiși cei doi magistrați? Există niște contestări vis-a-vis de dreptul despre faptul dacă ministrul justiției are dreptul sau nu să-i evalueze pe cei doi. Îmi permit să vă citesc articolul 132 al 1 din Constituția României, care spune: procurorii își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic sub autoritatea ministrului de justiție. Domnul ministru al justiției nu este ceea ce se cheamă un membru PSD. Dânsul este un tehnocrat, de fapt. Este un jurist cu experiență care a îndeplinit tot felul de demnități. Pe de altă parte, la comandă politică a trebuit să facă această mișcare ca să scoată un pic din decădere, din pierdere PSD-ul, care era în situația de a recunoaște că nu poate controla cei doi magistrați care conduc parchetele din România, respectiv Procurorul General și Procurorul General DNA. Eu cred că a fost un semn de avertisment, un fel de glonț de argint tras pentru cei doi demnitari. Avea dreptul să facă treaba asta, ministru? Eu cred că mesajul a fost clar înțeles de către cei care trebuia să-l înțeleagă. Pe de altă parte, Curtea Constituțională a României a spus clar că parchetul nu are dreptul să se implice sau să aibă ingerență în ceea ce înseamnă activitatea executivului, fiind vorba despre un principiu fundamental al statului de drept, separația puterilor în stat. Probabil că la o altă asemenea eroare prin care cei doi sau unul dintre ei își va depăși atribuția și prevederile pe care le au prin lege, vor fi demiși. Încheiem emisiunea cu două știri internaționale. Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, i-a transmis joi președintelui Statelor Unite, Donald Trump, că în cazul în care acesta se va implica negocierile Brexit de partea Marii Britanii, Uniunea Europeană ar putea încuraja independența unor state americane. Vreau să ne spuneți dacă sunt declarații în glumă sau există o amenințare reală în acest sens și după aceea să comentați dacă Brexitul a fost declanșat. Da, deci domnul Juncker este un om, un personaj ludic, dar în același timp este un politician foarte abil. Donald Trump în ultima perioadă a tot comentat și a tot făcut trimitere la ceea ce înseamnă Uniunea Europeană, Brexit-ul, normalitatea ieșirii Marii Britanii și așa mai departe. Domnul Juncker a vrut să-i transmită președintelui american Trump, care de fapt, dacă ați observat, începe să facă pași înapoi în țară, pentru că s-a repezit și la cele legi date de administrația Obama vis-a-vis de asistența medicală socială și a trebuit să facă pasul înapoi, dar un lucru este clar, Donald Trump nu este un politician de asemenea învergură și luciditate încât să-și poată permite, fără experiență administrativă la niciun fel de nivel, să facă trimiteri la ceea ce înseamnă politica europeană. Și ca să încheiem acest subiect, îl citesc pe domnul Jean-Claude Juncker, care spunea: noul președinte al Statelor Unite a fost bucuros de hotărâre în sensul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană și le-a cerut și altor state să procedeze la fel. Dacă va continua în acest mod, eu voi promova și susține independența statelor Ohio și Texas față de Statele Unite ale Americii, a declarat domnul Juncker. Dar există și în Statele Unite tendințe secesioniste și sunt state din federație care s-au săturat de patronatul sau de patronajul politicienilor de la Washington. Eu zic că e un meci foarte interesant care încă nu s-a terminat. Legat de Brexit, știți foarte bine că s-a declanșat, de fapt, s-a activat articolul 50 al tratatului de la Lisabona în urma acelei decizii a Parlamentului Britanic. În 29 martie, premierul Theresa May a trimis o scrisoare oficială prin care menționa, notifica
procedura, începerea procedurii de separare a Marii Britanii față de Uniunea Europeană. Ambasadorul britanic l-a mânat președintelui Consiliului European, Donald Tusk, care de asemenea a luat o atitudine și a spus în mod foarte clar, această situație este o stare de care trebuie să luăm act și domnul Tusk a trimis și domnia sa celor 27 de membri ai Uniunii Europene un mesaj în care spunea trebuie să existe un progres suficient în ceea ce privește discuțiile de retragere, inclusiv despre datoria de circa 50 de miliarde de lire pe care o are Marea Britanie față de Uniunea Europeană, înainte ca negocierile spre viitoarele relații să înceapă. Președintele Consiliului European a dat asigurări că vor fi protejate interesele celor 27 de state membre, anunțând că în două zile va prezenta un plan al negocierilor care va fi supus aprobării liderilor UE. Domnule Șomani, mulțumesc pentru participarea la emisiune. Și eu vă mulțumesc. Ne întâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră, 19, să comentăm cele mai importante evenimente locale, naționale și internaționale. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară bună să aveți cu Teleplus Maramureș. La revedere!